Expoziția Eroul Necunoscut, simbol al eroismului național, prezintă aspecte istorice din evoluția instituției naționale destinată cinstirii eroismului românesc, ilustrate prin intermediul fotografiilor document. Este un proiect început în anul 2012 în cinstea primului război mondial, un proiect îndrăsneț, izvorând din această idee a eroului necunoscut ca simbol al eroismului național. Faptul că îi cuprinde pe toți care de-a lungul timpului s-au jertfit pentru țară, am considerat că în fiecare, măcar reședință de județ, trebuie să se știe mai aprofundat despre existența acestui simbol al eroismului românesc, pentru că prin el serbăm practic existența noastră ca neam, ca națiune română. Expoziția este organizată de Muzeul Bucovinei, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I și Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Suceava, Plăieșii.